lucrează Mihaela Nicola, CEO de grup. Un om de afaceri care a reușit să-și învingă toți concurenții printr-un sistem de business pe care l-a numit foarte interesant, Neoclassic Management. Te rog, Mihaela. Bună ziua! Organizatorul este martor la faptul că n-am știut că prezentarea mea este imediat următoare prezentării domnului Bratu. Nu l-am cunoscut pe domnul Bratu până astăzi. N-am știut până astăzi că există Institutul Kaizen în România. Dar se întâmplă să fie relevantă prezentarea mea și prin aceea că am avut privilegiul cu ani în urmă să merg la școală în Japonia. Am petrecut timp acolo și privilegiul, cum spun, să aflu despre Kaizen de la managementul Toyota și de la foarte mulți alți oameni implicați într-un astfel de proces în companii de succes în Japonia. Nu știam despre manifestul atât de elaborat al instrumentului sau instrumentul aplicat al conceptului Kaizen, dar vă împărtășesc că am adoptat Kaizen ca filozofie de viață și de management în compania de grup. Prin urmare, întâmplător, prezentarea de grup sau prezentarea mea vine în prelungirea conceptului Kaizen, în prelungirea prezentării despre conceptul Kaizen și, dacă vreți, este o formă de a fi materializat, așa încât involuntar ajut, sper, într-un fel relevant și prezentarea domnului Bratu. Despre un pic despre contextul deceniilor trecute în care eram foarte obișnuiți și cu predictibilitatea și cu nevoia de predictibilitate, cu un context economic în care creșterea era o constantă și în care eram obișnuiți cu obiectivele de business double digit growth. Astea erau planurile tuturor companiilor multinaționale și ele se întâmplau timp de decenii. Managementul constituia, dacă vreți, un set de reguli, proceduri și instrumente alcătuite și coordonate în niște algoritmi oarecum standard, previzibili. Acum, suntem de acord că, evident că metodele de management se adaptau contextului sau erau înlănțuite cu contextul, ca să zic așa. Sunt zeci de manuale de management, sunt cărți despre autobiografii ale unor manageri de succes, ale marilor companii multinaționale. Fiecare carte despre succesul unei mari companii multinaționale sau al unei companii locale pe o piață mai mică este propria viziune, propria rețetă de a gestiona un business, dacă vreți. Iar prezentarea pe care am alcătuit-o este, dacă e, de fapt, răspunsul la o întrebare care m-a descumpănit mereu. Corelat cu performanța agenției, m-am întâlnit deseori cu întrebarea: care e rețeta de succes? Cum explicați succesul companiei? M-a descumpănit pentru că, dincolo de truisme, n-am avut niciodată ce răspuns relevant să dau. Căci care să fie rețeta de succes? Adică multă muncă și un pic de noroc și restul atributelor. Inspirație, inovație, echipă, dar tot în sfera tuismelor se înscria fiecare răspuns. Astfel încât pentru prietenii de la BIS, dar mai ales pentru participanții la aceste evenimente, am hotărât să facem o dezvăluire, ca să zic așa, și să ofer un răspuns mai degrabă detaliat la întrebarea care este rețeta de succes a performanței de grup. Suntem oarecum distanțați de ceea ce era rețeta de management clasic în vremurile bune, în vremurile deceniilor trecute, respectiv în anii de până în criza pe care am parcurs-o împreună în anii din urmă. Tocmai pentru că, în contextul actual, numai că nu e predictibil, dar nu e nici măcar
cert nimic. Adică nici prognozele marilor analiști nu trec dincolo de câteva săptămâni sau un trimestru. E nimic din contextul economic global sau actual nu seamănă cu ce ne predau manualele sau ne dezvăluie cărțile despre managementul de succes și despre parametrii economici și corelarea performanțelor companiilor cu aceștia în vremurile trecute. Astfel încât, limpede că în actualul context e mai important decât oricând în trecut un efort de adaptare. Dacă vreți, e mai important decât oricând să inovăm în materie de management. Bizar cumva, despre inovație se vorbește foarte rar în corelație cu managementul, deși cu de la management încolo se întâmplă toate lucrurile, inclusiv apetența pentru inovație într-o companie. Am încercat să definim ceea ce spune performanța agenției de grup că ar fi succesul. Și am definit în faptul că suntem altfel, gândim altfel, nu gândim la fel, gândim altfel, vedem lucrurile altfel, funcționăm altfel, altfel în raport, desigur, cu propria industrie și cu competitori de-ai noștri. Diferit de orice model pe care l-am întâlnit în vreo carte de management, diferit de felul clasic, dacă vreți, sau un pic mai elaborat, mai dantelat, dacă facem o analogie cu stilurile arhitectonice, în care au funcționat agențiile în deceniile din urmă, funcționăm într-un fel mai simplu și fluid, pe orizontală, foarte mult pe orizontală, bazat pe implicare și pe non-delegare. Știu, e contraintuitiv, știu că tot ce am învățat tot timpul în raport cu eficiența funcției de management este abilitatea de a delega, noi credem altfel și am exersat altfel și pare să funcționeze, am să explicitez. The Group este o agenție pe care am fondat-o acum 10 ani, împreună cu Zoltán Szigeti, el este președintele de grup. Are astăzi 250 plus minus de colegi, în sensul că se adaugă în ritm de o săptămână. Peste 200 de branduri în portofoliu, suntem agenție lider în industria de comunicare începând cu anul 2007. Chiar în primii noștri 2 ani de activitate, 2005 și 2006, deși n-am avut cifra de afaceri care să ne califice la lider de piață, am avut cel mai însemnat profit, chiar și în acei 2 ani. Iertare pentru greșeala de spelling, singura agenție care și-a mărit cota de piață în anii de criză, deci în ultimii, cei dramatici pe care i-am parcurs, cu double digit growth, still, într-o piață care s-a comprimat cu câte 20% începând cu anul 2000, cred că 9, noi am reușit să sporim cota de piață a agenției. Câștigăm 3 din 4 licitații la care ne prezentăm ca media anuală. Am avut ani în care am avut rată de succes 100% din licitații, respectiv anii 2005-2006. Și anul 2013. Ma, sigur, asta spune mult despre noi și mai spune și despre faptul că după ce că e un domeniu foarte competitiv, e limpede de ce nu ne iubește competiția. Competiția și-a furnizat pentru această performanță și cele mai bizare și cele mai irreverențioase câteodată dintre explicații. Se întâmplă așa pentru că arată așa, prin clasamente. Și da, dacă tot am vorbit despre cifre, m-am gândit să includ și un element de performanță calitativă. Aș vrea să mărturisesc că prin company philosophy, noi ne participăm la festivaluri
Știu că e partea cea mai spumoasă și mai savuroasă a domeniului comunicare, dar grija noastră fundamentală este aceea de a fi relevanți în servicii și produse pe care le oferim clienților. Pentru noi obiectivul este clienți fericiți. Clienții fericiți sunt clienții care și-au atins obiectivele lor de marketing, de vânzare, de comunicare. Festivalurile, sigur, hrănesc vanitatea, ne-ar plăcea, ar plăcea și colegilor mei câteodată, dar pentru că prevalează grija pentru obiectivele clienților, nu participăm la festivaluri de niciun fel. Dar un parametru calitativ, agențiile noastre de media, aș vrea să spun că industria de comunicare este în oglindă cu bugetele clienților pentru domeniul comunicare, din care bugete circa 70% sunt alocate investiții în media, orice fel de media, including digital. Atunci, sigur că și în portofoliul sau în cifra de afacere a grupurilor de comunicare, agențiile de media sau activitatea legată de investiția în media este cea mai importantă. Agențiile noastre, Media Investment și OMD, sunt singurele agenții din industria agențiilor de media care sunt în studiul RECMA, un studiu complex internațional calitativ desfășurat pe fiecare piață. Singurele două, adică singurele, da, două agenții care au un parametri calitativ sunt în categoria A, respectiv A+. Rețeta noastră de management, o să-mi spuneți că merge la o companie de antreprenori, la un SRL românesc, așa cum eram, eram noi atunci când am fondat, Zoltan și cu mine, și că se poate aplica strict pe o companie de persoană, ca să spun așa în ghilimele. Fals, pentru că este un tip de management în care desigur că e mai simplu să implementezi propria viziune, propria filozofie, să sfidezi toate tiparele convenționale, tot ce citim prin cărți, că ar fi rețetă minimum obligatorie pentru succes atunci când e compania ta, dar împreună cu toate rețetele de management operativ, management participativ, management transformațional, am aplicat același lucru și pe o agenție pe care am preluat-o de la grupul internațional Unicom în anul 2012, companie multinațională, americană, 70%, am preluat o parte din ea și managementul ei pentru România, am păstrat o mare parte din echipă și, în esență, cu o mare parte din aceeași echipă trecută, dar cu un management nou, respectiv cu o filozofie nouă, agenția a crescut 2012, 2013 și 2014 într-un fel spectaculos. A câștigat, cum spuneam, toate pitch-urile și e mult, 14 pitch-uri de media într-un an, e enorm, vă rog să mă credeți. Au performat, în esență, aproape aceiași oameni, excepțional, în raport cu ei înșiși, un an sau doi înainte. Prin pur și simplu o altă filozofie, o altă așezare și un alt fel de a se raporta la business, care nu e despre agenție, ci este despre clienți. Este despre obiectivul clienți fericiți. Cum suntem noi? Suntem, primul lucru, o să mă refer la câteva lucruri palpabile, pentru cum aș putea dezvolta foarte mult câteva zile. Zilele biz dedicate acestui subiect. Noi nu suntem organizați pe departamente, pe așa cum sunt toate agențiile de publicitate, de comunicare din lume, că n-am mai întâlnit un model ca al nostru, semn că deci nu există modele neapărat obligatorii. Bun, și piața de media din România e aproape unică în lume. Poate că știți, cei care au bugete, există o interdicție recentă a clienților din România de a-și gestiona bugetele de televiziune prin intermediul agențiilor de media. Și el este un caz unic în lume, semn că putem să furnizăm inovație, ca să zic așa, bună, rea, o furnizăm. Spuneam că noi nu suntem organizați în departamente, în divizii, în direcții, în niciun fel convențional,
ci în echipe per client, așa se numește. Adică așa se numește la propriu grupul de câțiva oameni care lucrează. Clientul Telecom, echipa Telecom, echipa McDonald's, echipa Hochland, echipa Henkel, echipa clientul. Așa sunt ei organizați. N-are șef echipa. N-are șef. N-are coordonator. Dar are o permanentă grijă de a se coordona între ei oamenii, de a-și coordona ei înșiși eforturile, astfel încât să fie clientul fericit. A, non-ierarhie, spuneam că suntem 20, 250, poate mai mult. Cam atât am fost la ultimul nostru team building, acum o lună. Știu că există oarecum formal sau formalizat, dacă vreți, un nivel de, mă rog, top management, că trebuie totuși să respectăm convențiile cumva. Zoltan și cu mine, precum și liderii agențiilor specializate, dar suntem 250 de oameni, în principiu desfășurați mult pe orizontală. Și noi, cei din top management, cum ar veni, Zoltan și cu mine, sigur că într-un câtva delegăm, căci n-am putea să ne replicăm slash clonăm în câte teme sunt zilnic pentru toți clienții, dar suntem în egală măsură, secvențial, implicați de sus până jos într-un proces, de la concepe, scrie, elabora, susține o prezentare, până la a o implementa în cât se poate, de multe detalii, după caz. Continuăm ca și acum 25 de ani, când am început activitatea, să fim hands-on, în fapt să respectăm, că dacă vreți, management, știu că mi se pare că vine din engleză, dar nu vine din engleză, vine de la cu mâna ta, de la înfăptui cu mâna ta, latină, cred că, da. Adică e cumva contradicție în termen cu a delega. Am depășit timpul. Nici nu mai lasă dacă am depășit timpul. Uite, de exemplu asta, ca să definez. Am continuat analogia cu stilul arhitectonic între ce e diferit despre noi. Vorbim numai la trecut și numai despre rezultate. Pe Zoltan Sighetti nu-l vedeți. El dă un interviu pe an de când există el, indiferent cum s-ar fi numit compania pe care a condus-o. Și atât. Și atunci când vorbim numai despre rezultate. Nu împărtășim despre clienții noștri decât cu acordul lor. Nu dăm comunicate de presă că am câștigat, decât atunci când clienții, prin politica lor, ne solicită acest lucru. Selectăm oamenii nu în funcție de facultatea pe care au terminat-o și cumva, dacă vreți, domeniul nostru însuși oferă exemplul faptului că cei mai buni creativi sunt absolvenți de Politehnică și mă refer la Bogdan Namovici, de exemplu, că îmi vine în minte. Zoltan, care este un excepțional și fermecător vorbitor, desigur, dar și, iată, lider de organizație de succes, este tot inginer. Nu ne prezentăm noi înșine, ci în principiu cea mai mare parte a licitațiilor la care suntem invitați provin din faptul că ne-au recomandat clienți pe care i-aveam deja și preferăm asta, referințele clienților și cam atât. Vroiam să spun, să reamintesc că contextul acesta cu multe incertitudini ne obligă la o întoarcere către simplitatea lucrurilor de dinainte de gotic și rococo și tot ce ne-au mai permis fanteziile creșterii în deceniile trecute economic. Vorba despre simplitate și despre, în esență, o filozofie anume. Nu m-am urcat pe scenă pentru că nu urcăm pe scenă decât ca să luăm premii când e cazul pentru performanța în Cipre sau să spunem mulțumesc. Mulțumesc, Maria. Eu pe Malcolm l-am descoperit datorită vouă și îți mulțumesc, este fascinant. Spune-mi, te rog, cum reușești să delegi? Deci este o întrebare pe care vreau să-ți o pun.
Ce trebuie de aproape să fie în echipă ca să poți să delegi și ei să te asculte și să facă ce le spui? E clar că avem colegi excepționali, brilianți și extraordinar de buni profesioniști, căci ei fac lucrurile să se întâmple, dar experiența, cel puțin individuală a fiecăruia din această sală, este că orice delegi este mai puțin făcut în acord cu viziunea ta, hai ca să nu zicem mai puțin bine făcut, decât dacă nu delegi. Și atunci, na, mi se întâmplă și mie ce mi se întâmplă tuturor. Câteodată rămâne așa, cum a apucat să preia și implementeze altcineva, și alteori, cât de des se poate, mă mai implic un extra step. Cât de des se poate? Se poate cumva, adică nu știu cum se poate, dar se poate cumva. Adică treaba asta cu n-ai timp să le faci pe toate e un concept pe care îl refuz. În timp, în cap, atâtea lucruri câte așezăm noi în funcție de ce este important pentru noi. Adică asta cu n-am timp și nu pot și trebuie să împart, nu e despre a delega, ci este despre a împărți. Adică și dacă privești lucrurile astfel, ni s-a întâmplat nouă să ne încapă în timp. Tot ce trebuie să încapă în timp. Nu știu cum să explic altfel. Aveți vreo întrebări pentru Mihaela? Nu sunt. Mulțumim frumos. Mulțumesc și eu. Am fost și la examen, să știți. Este în primul rând aici Cătălin Chiriacescu, un excepțional trainer de public speaking, antrenorul colegilor mei din agenție, în față când mi-am dat un examen. Mulțumesc! Să sperăm că are un rezultat foarte mare.